Având în vedere că suntem la început de vară, au apărut pe meleagurile noastre cartofi noi și pentru că mi se solicită foarte des rețete vegetariene și totuși să aibă și un aport caloric important pentru activitățile zilnice și pentru că sunt foarte pasionat de treaba asta în ultima vreme și îmi fac propriile lactate de proveniență vegetariană, vreau să vă propun o rețetă ușoară, ardei copți. Am ales 3 tipuri de ardei pe care i-am copt în prealabil ca să nu vă obosesc cu acest proces. 2 tipuri de roșii, roșii de pe meleagurile noastre, de seră este adevărat, niște roșii sherry din partea Italiei. Începem cu cartofii prima dată pentru că recomand să-i facem la cuptor, au o savoare aparte. Pentru a câștiga timp în ceea ce înseamnă prepararea lor la cuptor, i-am fiert în prealabil ca să meargă mai repede treaba. Da. Eu am ales cartofiori mai mititei, dar ăștia care sunt puțin mai mari, doar o să-i tai un pic mai mici. Și o să vă spun imediat cu ce îi combinăm și poate cu altă ocazie o să vă și spun cum prepar anumite produse de origine vegetală, cum e smântâna, brânzeturile cu mucegai, brânzeturile simple, cele fermentate. Bun. I-am tăiat un pic, eu oricum în momentul în care i-am pus la fiert, am venit și am pus și puțină sare. Pentru partea de gratinare o să folosesc o brânzică, să zicem așa, prin asociere o brânzică dulce, precum este brânza proaspătă de vaci, pe care am îmbunătățit-o cu puțin mărar și puțin iaurt de năut. Da? Este de soia la bază, dar am venit cu iaurt de năut și foarte puțin mărar ca să mai aibă o savoare în plus. Aici am o smântână din orez. Da? O să pun puțin turmeric pentru că vreau să aibă o culoare ușor aurie. Toate aceste ingrediente o să le pun împreună într-un singur bol. Da? Brânzica. Puțin turmeric pentru culoarea gălbuie, care se emite gălbenușul de ou, dar nu numai pentru asta. Eu folosesc foarte des turmericul pentru valoarea pe care o are, pentru că turmericul este un antioxidant foarte important pentru organismul nostru. Am spus-o de foarte multe ori în anturajul meu, să fie folosit zilnic, dacă se poate, o linguriță pe zi ar fi ideal. Bun. Compoziția aceasta o punem peste cartofii pe care i-am prefiert înainte și o să meargă la cuptor undeva la 160 de grade, să zicem o jumătate de oră, 35 de minute, până când devină ușor gratinați, da? Să nu se închidă la culoare, dar după preferință, dacă vă plac mai bine pătrunși, mai crocanți, puteți lăsa mai mult. Acum în comerț se găsesc tot felul de produse lactate de proveniență vegetală, ca tare puteți să folosiți cașcaval în toată povestea asta. Sper să am bucuria într-o zi să vă arăt și eu mai multe rețete de brânzeturi, de specialități. Îndebrânzeturi pe care să le puteți folosi nouă. Creștinii ortodoxi ne prind foarte bine și în special în posturile de peste an, în cele mari, în principal, postul Crăciunului, postul Sfintelor Paști, când hrana noastră este destul de săracă, na? Și cu un aport nutritiv mare, precum îl dau produsele vegane, o să ne simțim mult mai bine, mai confortabil și cu siguranță și prezența noastră la Sfintele Slujbe o să fie una de excepție, cu o minte clară și cu un trup viguros. Bun, compoziția aceasta merge la cuptor și o să revin să facem, să zic așa, soteu de ardei copți cu cele 2 tipuri de roșii și cu brânză tofu. Puteți să decideți dacă vreți ca brânza tofu să o introduceți aici. Dar eu, pentru că am avut acea pastă de brânză în care am avut brânzică de soia și în care am amestecat iaurt de năut,
și am avut orezul din coace, nu am vrut să le pun pe toate într-o singură parte și mai mult decât atât, după cum mă cunoașteți, jonglez foarte mult cu culorile. Da? Deja îmi imaginez cartofii ăștia gratinați într-o parte a farfurie și culorile acestea calde, da? Galben, portocaliu, roșu împreună și cu cubulețe de tofu la suprafață. Da? Țin foarte mult să fac combinații de genul ăsta, adică nu doar să le combin aiurea, până la urmă toate merg într-un loc, da? O farfurie merge tot acolo, dar e foarte important cum transmit mesajul ăsta al faptul că gătesc cu multă bucurie. Îmi dau seama acum că v-ar fi de folos să precizez faptul că brânzeturile vegane sunt foarte ușor de pregătit. Brânzica dulce, eu de regulă o fac din soia, care este hidratată, undeva la 24 de ore, 48 de ore, până când reușesc să obțin probioticul care se creează la suprafață. Culeg probioticul, dau la rece, scurg diferența de lichid, fac laptele de soia crud, elimin o caraua, pe urmă dau un fierbere să dea câteva clocote. La soia este foarte important, are o toxină și e foarte bine să fie fiert intens, da? 5-10 minute după ce dă în clocot. Pe urmă îl aduc la temperatura de 35-40 de grade. În momentul în care pun probioticul și îl pun într-un spațiu, eu am o iaurtieră și cu aia fac foarte multe lactate. Undeva la 17-20 de grade pentru 10-12 ore, da? Și e exact ca și la brânza de vaci, când pune laptele la prins. Odată ce probioticul lucrează, se ridică brânza la suprafață și rămâne zărujos. În brânza de proveniență animală se trece la cald, se pune într-un tifon și se strecoară. În cazul produselor, în cazul brânzei vegane din soia, compoziția obținută în urma procesului de fermentare pur și simplu se pune cu totul la temperatura care a scos-o de la iaurtieră, într-un tifon, se scurge zărul, care este foarte important și pe care eu îl folosesc în alte preparate pentru că conține foarte multă gelatină de care avem, gelatină și albumină de care avem nevoie. O pun într-o ciorbă pur și simplu, da? Sau fac un dressing la o salată sau îl consum ca tare, depinde, se poate în loc de borș, e foarte binevenit. Iaurtul de năut, tot așa, năutul hidratez 24-48 de ore ca să obțin acel probiotic, pentru că țin foarte mult să am produse cu probiotic obținut din sursele proprii, să nu vin cu probiotic sintetic. Trec năutul prin același proces ca și cu laptele de soia sau orice alt tip de lapte facem, cu o mică excepție pe care o dă năutul. El, în momentul în care îl punem la fiert, începe să se îngroașe. Da? Ca atare, păzim laptele, stăm lângă el pentru că o să devină ca un fel de smântână groasă și, până după ce o dat în clocot imediat, avem grijă să ducem din nou la 35-40 de grade, venim cu probioticul respectiv, amestecăm bine, punem borcanelele pentru iaurt, ducem la iaurtier 17-20 de grade, eu las pun la 12 ore. Când vreau să fie foarte cremos pentru un dressing, nu îl ajut să intre în fermentație cu probiotic, ci îmi fac rejuvelac, care este o altă poveste. Pun semințe la încolțit, adică le hidratez, le las să dea colțul, da? Le scurg de apa respectivă, le las să prindă viață, să iasă mugurelul, să zic așa, undeva la jumătate de centimetru. Pe urmă pun din nou în apă, într-o sticlă de sticlă, apă, deci semințele la germinate, le pun acolo, apă rece peste, închid cu un tifon și las undeva la temperatura camerei 2-3 zile. O să intre în fermentație și să fie ceva similar cu socata, ceva de genul, dar de fapt cu lichidul respectiv putem să coagulăm brânzeturi de proveniență vegană. Despre tofu ați auzit, știți? Ideea este că în momentul de față eu am observat că în magazinele mari
și cu preponderență în magazinele unde găsim produse bio. Toate aceste produse de care v-am vorbit în mare le găsiți acolo și le găsiți chiar îmbunătățite, adică tofu cu ardei, tofu cu măsline, cu ciuperci, cu chili, cu tot felul de combinații. Și aspectul cel mai important pe care vreau să subliniez este că produsele lactate de proveniență vegană se asimilează aproape integral în organism. Celelalte de proveniență animală, parțial. Și sunt discuții ample, da? Unii sunt împotriva, alții sunt în contra, depinde, e foarte bulversat subiectul. Dar eu din surse științifice despre ceea ce vorbesc în acest moment sunt foarte bine documentat și vă recomand cu căldură să folosiți mai des produse de origine vegetală în defavoarea celor de origine animală, da? Să iubim natura. În timp ce cartofii noștri se vor gratina la cuptor, haideți să pregătim și ardeii copți cu roșiile și cu brânza tofu. Am pus o tigaie la încins, o să folosesc ulei de măsline, tot așa revenind asupra amplorii subiectului pe care l-am început să-l dezvolt, poate o să am bucuria să vă învăț să faceți și unt vegan într-o zi să folosim pentru sosurile noastre, mai multe tipuri de unt și uleiuri vegane. Deocamdată am pus ulei de măsline, o să vin cu puțin usturoi și ardei iute, dar așteptăm să se încingă puțin uleiul, să se înfierbânte. E un preparat foarte simplu de vară, foarte răcoros. Eu cred că o să vă placă foarte mult. Primesc că extrem de multe mesaje de la doamne care efectiv nu mai au idei despre ce să gătească și este adevărat dacă folosim tot aceleași legume pe care le cunoaștem, adică tot fasole cu fasole, cartof cu cartof, mazăre cu mazăre, cam așa se întâmplă până la urmă. Da, nu mai avem idei, dar dacă învățăm să facem hamburger din fasole roșie, hamburger din mazăre, mititei, cârnați, o grămadă de chestii, se schimbă situația, da? Atunci putem să facem, știu eu, un cârnăcior vegan din mazăre cu linte și lângă putem să punem un humus, da? Deja avem altceva. Dar în metodele clasice în care gătim noi, șansele sunt mai mici. Deci, da, însă trebuie să găsim metode noi de a combina ingredientele în așa fel încât să ne încânte și să, prin fantezie și prin tot ceea ce ne dau ele ca valoare, să obținem o gamă cât mai diversificată de produse. Nu știu, eu personal cât am fost în viața de familie și nu numai, cât și în mănăstire, suntem tot oameni până la urmă, dacă știu eu, 4 zile pe săptămână s-a servit aceeași mâncărică de fasole, o săptămână, două, parcă e ok pe undeva și pe urmă tot fasole. Da, dar în momentul în care am găsit variante să pregătesc fasolea altfel, am fost felicitat, wow, ce fain e și fasolea, din nou s-a mai spus, iar fasole. A fost altceva, da? Dar pentru asta trebuie să ne documentăm puțin. Acum, din fericire, Dumnezeu așa a rânduit în viața noastră încât avem acces pur și simplu la informații. Toată lumea are acces la internet. Ne putem documenta, așa cum și eu o să fac, la un moment dat o să postez pe YouTube tot felul de rețete și când o să am timpul disponibil pentru asta. Dar și eu la rândul meu învăț tot din astfel de surse. Acum, pe lângă faptul că învăț din mai puțin să vă din faptul că învăț din cărți, am o bibliotecuță deja în formare cu destul de multe volume. Mă uit și pe YouTube, dar am observat că unele dintre rețetele care sunt postate pe internet nu sunt credibile, adică eu văd din ce se întâmplă acolo că nu are cum să-ți iasă. Și știu cum să corectez. Acum, domniile voastre, nu știu dacă n-aveți atât de multă experiență în bucătărie încât să vă riscați. De aceea e bine să întrebați și cei care mă cunoașteți și vedeți o rețetă pe internet, îndrăzniți și vă spun dacă e ok de încercat să nu pierdeți ingredientele. Probabil secretul bucătarului, știu eu ce să zic. Unii bucătari nu sunt transparenți și, da, eu știu. Adevărul este că eu personal în bucătărie cât timp am lucrat am întâlnit și maestri bucătari care nu erau atât de deschiși să predea ștafeta mai departe și eram nevoit să
căutăm motive, să ne uităm după, eram în spate cu treabă și lucram, el lucra acolo și dacă îți vedea umbra, se întorcea invers numai să și dacă vedea că insiști, avea și un limbaj pe măsură să te țină la distanță. Așa că deci, probabil pe principii de genul ăsta nu suntem 100% transparenți. Ce este cumva specific, am luat-o puțin din bucătăria ungurească de data aceasta, pentru că rețeta ardeiul copt făcut așa, ei mai adaugă câteva ingrediente, dar ingredientul care vine din bucătăria maghiară este semințele de chimeon și ardeiul iute. Da? Astea sunt de la ei. E gustul lor frecvent, îl găsim în foarte multe preparate la ei. Bun, o să pun doar piper alb. Nu trebuie să stea foarte mult pentru că cartofii sunt copți, roșiile vreau să rămână fresh. Usturoiul și ardeiul iute și-au făcut treaba. Doar o să punem la sfârșit puțin mărar. În opinia mea este un preparat consistent, să zic așa, în mare, cu tot ce conține cartofii gratinați, care vor fi undeva la 150 de grame și cu 200 de grame felul principal, adică tocănița asta, na, să zicem așa, soteul ăsta lângă cartofi. E impropriu spus, vorbim de bucătărie vegetariană, da? Dar ca să facem o paralelă cu un main course, unde avem un fel principal, și adică o garnitură și o proteină, ceva, o bucată de carne, noi avem de fapt carbohidrații în partea de garnitură și avem legumele dincolo care înlocuiesc carne. Da? De asta vreau să zic așa, din ochi undeva avem undeva la, pe porția de care zi de 350 de grame, avem undeva la 300-350 de grame, de 300-350 de calorii. E mai mult decât suficient, plus că nu se depune, da? Puteți mânca liniștiți, nu are deloc colesterol, nu este nevoie să exagerați la sală, e bine să mergeți să faceți exerciții fizice, dar nu acesta ar fi motivul. Motivul pentru care luăm în greutate și dezvoltăm patologii este de altă natură, da? Oricât de multe legume am mâncat, ele ne fac bine. Acum, probabil că sunt și particularități în funcție de la organism la organism. Bun, din punctul meu de vedere, este gata, pentru că eu chiar vreau să rămână puțin sos aici. Pentru cei care sunt iubitori de pâine, pentru asta las sosul, pentru că merge foarte bine lângă un astfel de preparat, o pâine. Sper să am bucuria și din acest punct de vedere să vă arăt mai multe tipuri de pâine care au o consistență aparte. O pâine cu semințe de dovleac și chia ar merge foarte bine la asta, ușor crocant, așa că avem nevoie de sosulețul respectiv. Bun, lăsăm deoparte să se odihnească până când ni se fac cartofii și pe urmă o să prezentăm, pentru că brânza tofu sunt două variante. Ori o tăiem cubulețe și o introducem acolo, ea se va dizolva, da? Având în vedere că țin foarte mult la joc de culoare în farfurie, prefer să o pun la suprafață, voi pune un pic de mărar, da? Să arate cumva mult mai primitor decât ne-am putea imagina. De aceea le las pentru prezentare. Nu are nevoie încă o dată de proces termin, da? Vreau să fie gust unic acolo, am gust unic în cartofii gratinați și vreau tofu să rămână la valoarea pe care o are, așa. Da, cartofii s-au gratinat, este momentul să facem montajul la această rețetă pentru o singură porție, ca sugestie de prezentare. La prezentare întotdeauna, mie personal îmi place mult să, dacă am ales să gratineze preparatul, chiar dacă nu obțin crusta aia mai închisă la culoare, cum e din cașcavalul sau din brânzeturile de proveniență animală, dar vreau să mențin linia, da? Am decis să fac un preparat gratinat, în farfurie trebuie să ajungă tot gratină, da?
Să știți că totuși, tot pentru prezentare, vă mai sugerez eu, pentru a fi mai simplu de consumat și așa, nu am mers pe variantă mai sofisticată de prezentare, dar ardeii se pot păstra întregi. Îi desfacem în așa fel după ce înlăturăm pielița, încât să putem elimina semințele, da, și cotorul, și putem să-i păstrăm întregi și punem în sos întregi și un pic mai fancy la prezentare. Dar nu am mers atât de departe. O să pun câteva cubulețe de brânză tofu la suprafață, ca să dau puțină viață, o altfel de viață. Un preparat foarte simplu și foarte consistent pentru perioada din postul mare. Am ales și rețete mai simple, deși par destul de complexe, pentru că în spate sunt alte preparate, da, cu ajutorul cărora am reușit să aduc. Acum, când o să aveți bucuria să gustați un astfel de preparat, o să înțelegeți despre ceea ce vorbesc, da? Ce în toată simplitatea care o vedem aici, de fapt, o mare de complexitate. Vă doresc poftă bună și îndrăzniți să gătiți cu mai multă bucurie și cât mai sănătos. Documentați-vă și când nu găsiți unde să vă documentați, pot să vă sugerez idei noi în orice moment. Mulțumim ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile tale cele pământești.